Îmi aduc aminte când eram mic, mă plimbam foarte mult cu bunica mea, cu mamaie. Mă lua cu ea peste tot, până la casa de pensie, la magazin sau oriunde avea ea treabă. Și mi-aduc foarte bine aminte momentul ăsta, eram la coadă la notar. Bă, și era coada până în drum, până în stradă. Trebuia să ne așteptăm în rândul, n-aveam ce să facem. Și am așteptat 3 ore. 3 ore în care tot ce-mi doream era să plec acasă, dar nu puteam face asta pentru că aveam 6 ani. N-aveam cum să plec singur acasă. Atât de plictisitoare au fost la 3 ore încât s-au simțit ca 3 zile. Am început să număr flori, să fac echilibristică pe borduri, orice ca să mă distragă de la plictiseala aia. Pe atunci nu existau telefoane inteligente, nu puteai să intri ca acum pe TikTok și gata, ai rezolvat cu plictiseala. Tot ce-mi doream atunci era un smartphone, să treacă timpul mai repede. Cred că smartphone-ul și social media sunt invenții bune, dar la fel ca orice invenție bună pot fi folosite pentru scopuri nocive și destructive, așa cum sunt folosite acum. Întreaga ta viață depinde de un ecran. Îți petreci peste 10 ore pe zi în fața ecranului ăluia, pe social media, pe jocuri sau căutând pornografie. Ori asta nu e deloc bine pentru că devine o dependență, este un lucru destructiv care îți afectează sănătatea și îți afectează viața pentru că o viață trăită online nu este trăită la adevăratul ei potențial. În videoclipul de astăzi îți voi spune motivul pentru care ești dependent de social media și cum poți scăpa de această dependență. Hai să-i dăm drumul! Așadar, care e motivul dependenței tale? De ce ți este atât de greu să lași telefonul ăla din mână? Îți voi spune exact motivul pentru care ți-e atât de greu să lași telefonul din mână și pentru care ai o dependență. Și anume că ai prea mult timp liber. Exact povestea pe care am trăit-o eu când aveam 6 ani și eram copil cu mama la notar. Aveam prea mult timp liber. Ce se întâmplă când ai mult timp liber? Te plictisești și cauți să-ți umpli timpul pe care l-ai. Și aici vine partea negativă. Că îți umpli timpul ăsta cu lucruri nocive, neproductive, care nu te ajută să evoluezi și doar îți irosesc timpul. Și partea cea mai nașpa este că mulți nici nu-și dau seama cât timp irosesc pe telefon. E ok să petreci 2-3 ore pe zi pe telefon uitându-te pe YouTube sau pe Facebook, pe Instagram. Dar când devin acele 3 ore, când devin 10 ore, deja e o problemă. Se creează o dependență. Partea nașpa este că mulți nici nu-și dau seama de gravitatea situației și nu știu cât timp irosesc pe telefon. Dar există aplicații care monitorizează pentru tine acest lucru. Monitorizează cât timp ai petrecut pe telefon și pe ce aplicații ai intrat. Descarcă-ți una din aceste aplicații și vezi cât timp petreci de fapt pe telefon. Una din ele se numește Stay Free, eu o folosesc și este de ajutor. Care este soluția la această dependență? Ei bine, după ce ai observat cât de mult timp irosești de fapt pe telefon și pe social media, soluția este să înlocuiești timpul petrecut în exces cu ceva care chiar e benefic pentru tine. De exemplu, atunci când vii de la școală, în loc să intri pe calculator să te joci jocuri, citești o carte, du-te la sală, ieși cu o fată, ia-ți un job part-time, învață un skill de pe internet, poți să-l folosești și într-un mod benefic pentru tine. Când ieși cu o fată la o întâlnire sau cu grupul tău de prieteni, uită de telefon, nu-l atinge, nu intra deloc pe el. Și fii acolo, prezent în moment. Trăiește momentul. Și eu mă luc cu asta, e greu să nu intri pe telefon când ești bombardat toată ziua cu notificări, cu știri, cu lucruri noi care se întâmplă, cu mesaje de la prieteni. E bine, în procesul ăsta simt că devenim niște roboți, simt că devenim niște oameni care am uitat să socializăm față în față, în persoană. De asta am vrut să fac acest video, ca un reminder să-ți umpli timpul cu lucruri care te deconectează de la Matrix. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, să lăsați un like și să-mi dați un follow la EdiAdvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, dacă ai o problemă urgentă și ai nevoie de ajutor, te poți alătura canalului apăsând butonul Alătură-te de mai jos și vei primi numărul meu de telefon unde mă poți suna să vorbim direct sau vei avea acces la serverul nostru de Discord, unde încercăm împreună să rezolvăm problemele cu care adolescenții se confruntă. Și acestea fiind spuse, eu am fost Edvice sau Edi și până data viitoare nu uita, pune eu reușită, nu rateu, pa, pa!